Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ne-am dorit din tot sufletul să câștigăm meciul de ieri cu Rapidul. La Rapid. Da, ca să pot să ascult și eu în liniște știrea asta. Da, băi, eu cred că merită să ții cu Rapidul numai pentru antrenorul Iosif, care Cămiță? Este un personaj în sine. Apropo, da, de asta, am văzut o știre ieri care zice așa, antrenorul poet al Rapidului, adică da. Mihai Iosif, bă, nu e poet, este recitator. Recitator, nu contează. Da. Antrenorul poet al Rapidului a pierdut la Păcănele banii de vize medicale. Adi a fost primul care a trimis știrea asta, după care nu pot să vă spun câte mesaje am primit fix cu știrea asta. Toată lumea... E normal că a fost știrea... S-a luat de antrenorul nostru. Știrea zilei. Ia lăsați antrenorul în pace. A fost un interviu al lui Florin Manea, impresarul Florin Manea, fiul fostului mare rapidist Nae Manea și un apropiat al clubului Rapid, Florin, acordat lui Costin Știucan de la GSP. Da. Și a apărut mai întâi știrea asta, după care s-a dezvoltat, o să vedeți imediat care e treaba. Deci cum e cu banii de la Păcănele? Asta nu înțeleg. În timp ce ăsta îi dădea interviul lui Știucan, da, o doamnă așa a scris, mai lăsați-mă, domne, cu... Da, Iosif. Domnul Iosif ăsta că a jucat banii de vize medicale la Păcănele. Ce sunt vizele medicale, în primul rând? Sunt vizele medicale ale jucătorilor. Jucătorii trebuie să-și ia niște vize medicale. Dau niște teste înainte de fiecare campionat. Ah, ok. Care se plătesc și dânsul a adunat banii și a încercat să-i mulțească. Și n-a mers. Se pare că nu. Păi o să fie poezie, mă, cu Rapid în Liga 1-i Pobune. Bine. Nu ești pregătit. Fapta s-a petrecut mai de mult. Da. Vine și precizează Florin Manea, adică nu e de dată recentă. Așa. Și Florin Manea zice, da, asta de... Florin Manea, bun prieten cu Mihai Iosif, da? Da. Și n-a zis, nu, domne, sau n-a încercat, a dat-o, da, domne, el mai juca. Și ce, parcă era singur. Dar de mult, zice, de 3 ani n-a mai pariat un euro. Așa. Și s-a, adică n-a spus că nu s-a întâmplat, că putea să, că până la urmă spusese o doamnă, adică nu era ceva documentat, da, cel puțin deocamdată. A dat-o așa în derizoriu, ce, și Șumudică juca la pariuri. Da. O chestie de genul ăsta. Că și Marius Șumudică, antrenorul care e în Turcia acum, când era la Rapid, a făcut niște... Deși ei nu au voie, asta să joace la pariuri sportive. Adică Florin Manea a făcut pe toți pachet, deși e prietenul lor, știi? Și pe urmă, tot așa, după ce a precizat că e bun prieten cu Mihai Iosif și știe exact că ăla nu mai pariază de 3 ani, a povestit o întâmplare cu Mihai Iosif când a fost concediat de Daniel Pancu sezonul trecut. Înțeleg că nu e bine să fii prieten cu Manea. Da, se pare pachet. Că nu, dar mai și zis, ce sper că nu se supără Mihai. Să ascultați aici povestea cu Lupul Negru. Cu Lupul Negru? Da, uite, ia. Era secund cu Pacu și zbosulă, că noi vorbim mereu. Zice, băi, zice, te-ai uitat la Discovery? Zice, e Lupul Negru. Zice, cel mai inteligent. Zice, hai tău, să-l vezi cum mi-a explicat el de Lupul Negru. Zice, eu sunt Lupul Negru. Perfect. Seara ședință, el nu era, era secund. Se pune Pancu la masă. Băi, Iosif, gata, nu-l mai vreau la Rapid. A, de față cu el? Nu, eram noi, conducerea. A. Gata, nu știu ce, nu știu, să-i găsiți. Dar de ce nu-l mai vreau? Nu știu, are veleități de antrenor principal. Asta a fost motivul. Așa, o să-ți... Așa, așa, bun. Uite că o să ajung. Bun. Și, bine, și cine-l anunț? Pancu. Și că-l anunț eu, mă. Și care-i problema, nu? Tu ai zis că... Da, îl anunț eu, nu? Prietenul meu, tău, îl anunț. Prieten. Acum ies de la ședință și îl sun. Zic, băi, vreau să te întreb ceva. Zic, Lupul Negru era și singuratic? Ce, da, domne, e singuratic. E, tocmai, tu ești, că tocmai te-a dat afară. După care a mai precizat Florimana și a început să plângă. Adică l-a făcut la mășcărie. L-a împachetat. Cred că a vrut să dea un pic și în Pancu și în felul cum l-a concediat pe Mița Iosif. Că Marea, da, cu, da, Pancu nu mai sunt în relații bune. Mă rog, aici intrăm în niște intimități ale, da, voastre, ale giuleștenilor, care nu-s de interes. Dar nu pe Smurdul tot concediază de ziua lui? Nu. Pe Mulțescu, pe cine? Nu. Pe Mircea Rednic, pe l-a concediat de ziua lui. De trei, da, ori. Acolo, da, e cu talent, acolo se e cu flori. Se zice Strâmbu. Strâmbu. Smurdu e Mulțescu, așa, Mulțescu de la Dinamo. Au, da, da. Sunt prea multe detalii pentru tine în, da, fotbal. Nu asta că studiem, ne documentăm. Dar mă gândeam cum îl concediază pe Rednic, știi, de ziua lui de fiecare. Dar zic, probabil că îl sună cum îl sună pe ăsta. Da, Lupul, da, Negru, da, era singuratic, dar vezi că ești singur, că tot a fost. Băi, da, asta a fost genial. Îl sună pe Rednic. Mă, mâine ziua ta, nu vrei liber? Domne, ce... Te-ai uitat la filmul cu Lupul Negru pe Discovery, zice, eu sunt Lupul Negru, eu... liderul haitei. Băi,
Da. Hai Rapidul, sper că ține și voi cu Rapidul după. Da. Știi, eu nu știu cu Rapidul, ca Rapidul, dar eu cu Mihai Paul, Mihai Iosif sunt fan. Eu îți promit că țin cu Rapidul până revine Sportul Studențesc. Deci o să tot ții cu Rapidul. Asta zic. Deci eu până, până înainte de Rapid am ținut cu Sportul și când s-a desfințat Sportul a rămas fără echipă. Păi și înainte de Sportul? Înainte de Sportul am fost Dinamo Vista. Și de asta de ce nu menționez? De asta mă simt bine la terasă la obă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.